Bine v-am găsit pe canalul meu la o nouă recenzie. O recenzie în continuarea seriei de recenzii pentru parfumurile Floris, care a debutat cu ceva timp în urmă. Mi-am propus ca cel puțin lunar să fac o recenzie pentru un parfum Floris, mai ales că am foarte multe șantioane de la această casă de parfumerie, însă trebuie timp pentru a le testa și ca atare consider că un Review pe lună, asta însemnând un eșantion testat cum trebuie, aș putea să fac. Astăzi am să discut despre un parfum de tip matusalemic, dacă e să mă refer la el în acest fel, din cauza că acest parfum are peste 250 de ani vechime din punctul de vedere al rețetei. După cum bine știți, poate eu am mai povestit despre Casa Floris, că este înființată în prima jumătate a secolului XVIII, în 1730, de către Juan Famenius Floris și soția lui Elizabeth. Acest parfum Limes, că despre el vreau să vă vorbesc, este creat în a doua jumătate a secolului 18, deci între 1750 și 1799. Nu există un an exact al acestei creații, Însă Casa Floris pe site-ul lor specifică că în a doua jumătate a secolului XVIII acest parfum a fost creat. Creatorul lui este chiar proprietarul casei Floris, Juan Floris, iar intenția din spatele acestei creații a fost perioada caniculară din timpul verii ce exista în sitiul londonez. Ca atare, a creat acest parfum simplu ca miros, dar care mie nu mi nu-mi de gândit că ar fi un parfum de 250 de ani vechime în niciun caz. Deci în momentul când l-am mirosit, sau hai să o zic altfel, am avut eșantionul, am zis ok, Limes, un parfum de vară, îl testez, vă cei cu el. Nici un moment nu m-am gândit că acest parfum a fost creat acum două secole jumate. Nu miroase niciun fel cu ghilimelele de rigoare, bătrânesc. Miros chiar foarte actual. Eu, la momentul testării inițiale, am zis că cred că ar putea fi creat undeva în anii 50, în anii 60, respectiv prin 1950-1960. Deci cam așa l-am localizat eu din punctul de vedere al mirosului. E un miros clasic, un miros pe care îl putem întâlni în multe alte creații actuale sau mai vechi, Însă, în niciun caz nu m-am gândit că acest parfum a fost creat în 1700 și. Deci, din acest punct de vedere, sunt uimit, înainte de toate prin prisma faptului că e o creație matusalemică, peste două secole de când a fost creat, din punctul de vedere al rețetei, iar din altă, din altă perspectivă este că miroase foarte ok miroase foarte actual, miroase cu o tentă modernă, cu o tentă tipic masculină pentru un personaj aristocratic sau mai puțin aristocratic englez. Un miros simplu, plăcut, revigorant, astringent, cu o notă foarte puternică, citrică, iar din punctul de vedere al compoziției, așa cum am spus, mă repet, e un parfum simplu. El, din punctul de vedere al deschiderii, nu are o deschidere foarte, hai să spun o artistică sau foarte diferită, foarte abstractă. Nu, e o deschidere simplă, un miros de lime de la început până la sfârșit. Un miros de lime foarte viu, foarte verde, foarte uh, astringent, penetrant, pot să-i spun, pentru că are un, o, o tentă începătoare din punctul acesta de vedere, deci este o, un lime foarte, foarte crud și aromatic. Un parfum care conține, din punctul de vedere al notelor, cred că undeva la 5-6 note. Da, 6 note. Un parfum care în notele de vârf conține lămâie și petit grain, în inima parfumului avem lăcrămioare, Flor de lime și neroli, iar în bază regăsim mosc. Așa cum am zis, ceea ce simt în deschidere, un miros foarte astringent de lime, citric, în combinație și cu note de neroli, care sunt foarte atenuate în acest parfum, deci nu joacă un rol, hai să-i spun eu, important. Chiar dacă avem note florale, în special la și neroli, mai avem și flor de lime. Ceea ce simte mai degrabă fructul de lime în combinație cu Neroli. Neroli dă o direcție un pic cremos pudrat, pot să-i spun eu, cu o tentă foarte puternică de lime. Această tentă pudrată vine și dinspre baza parfumului unde avem Mosc, deci, per total, parfumul are o deschidere foarte astringentă, foarte colorată, foarte vie, foarte verde după aceea a treptat, el se duce într-o zonă un pic mai pudrată, păstându-și însă caracterul astringent citric dat de către lime. Din acest punct de vedere, simplu, la obiect, un miros foarte revigorant, foarte proaspăt, un miros extraordinar de plăcut, un miros care chiar mă gândeam că dacă ai avea o esență de lime, o esență folosită în rețetele de prăjituri, și ai avea și uh, limes acest parfum, în afară de faptul că ar fi toxic să-l pui în prăjitură, cred că cam în aceeași direcție se duce în uh, concentrat sau în extract de lime. Orca aș mirosi acest parfum, orca aș mirosi uh, extractul de lime folosit în rețete, cam în aceeași direcție se duce. Numai că acesta parcurs se dezvoltă un pic diferit, devine mai pudrat, așa cum am zis, pe când esența de lime folosită în bucătărie rămâne constant cu același tipar olfactiv. Din perspectiva felului cum poate fi purtat, e un parfum de tip casual, deci acest parfum poate fi purtat și la o ținută mai formală, dar îl văd mai degrabă un parfum de tip casual, un parfum de timp liber, un parfum de purtat foarte ușor. Un parfum care fiind unisex, el are totuși această putere olfactivă, astringentă, care îl duce mai degrabă către o zonă solară. Când spun solar, mă refer la o zonă un pic mai masculină. Iar din punctul de vedere al luminozității, perfect solar și luminos, perfect văratec, perfect fotonic, luați-o cum vreți, un parfum de vreme caldă, toată ziua. Un parfum care merge cred că de la un 20 de ani în sus, un parfum care contrar vârstei rețetei este încă actual și miroase suficient de modern și de plăcut pentru a se face plăcut maselor. Un parfum care, din punctul de vedere al cantității, vine în două cantități, dacă reține-o bine minte, 50 și 100, cu prețul pentru cantitatea mare undeva la 90-100 de euro. Vine în concentrație apă de toaletă, din punctul de vedere al performanței, undeva la 3, maxim 4 ore longevitate, cu o proiecție destul de slăbuță, undeva la aproximativ oră. Deci din acest punct de vedere parfumul nu performează, dar trebuie să ne gândim că este un parfum cu 250 de ani în spate. Altfel se creau parfumurile acum 2 secole jumate parfumuri care foloseau elemente naturale, iar elementele naturale nu persistă. Ca atare, parfumul se manifestă suficient de decent prin prisma rețetei după care a fost creat. Dacă ar fi fost un parfum modern în care se adăugau tot felul de blizblizuri pentru a extinde longevitatea gen ISOI, Super sau alte elemente chimice, probabil că longevitatea asta ar fi dus mult mai în sus. Dar având în vedere că este o rețetă destul de veche, pentru mine este suficient și aceste 4 ore maxim longevitate. E un miros natural, nici nu trebuie mai mult. Dacă eventual îți trebuie să miroși 8-10 ore, eventual poți să ai un mini spray cu tine și să-l aplici când deja nu mai simți. Din punctul de vedere al recomandării, îl recomand pentru pasionații de parfumuri pe bază citrică. Din punctul de vedere al longevității, trebuie testat. Eu am mai văzut opinii, parfumul tinde să performeze pe un procent mic de utilizatori și tinde să nu performeze pe marea majoritate a celor care l-au încercat sau îl au. Astfel că e bine să-l testați, mai ales că și prețul nu este chiar un preț redus, așa cum am zis prețul de raft undeva la 100 de euro. Deci toată recomandarea mea pentru a testa, dacă vreți să vedeți cum miroase un parfum care are 250 de ani vechime din perspectiva rețetei, eu vă invit să îl testați dacă aveți ocazie. Nota mea pentru acest parfum este nota 8,5, miroase suficient de modern, miroase bine, performanță mediocră către scăzută, dar ținând cont că sunt elemente apropiate de natural după o rețetă foarte veche este în regulă. Deci nota 8,5 din punctul meu de vedere pot să-l consider că ar fi străbunicul parfumurilor pe bază de lime. Am mai testat eu mai de mult și am făcut o recenzie și la West Indian Lime, dacă țin eu bine minte, de la Crabtree and Evelyn, acela avea și vetiver și ghimbir, deci cam în aceeași direcție se duce. Parfumerie de tip engleză, din perioada colonială, un parfum care și în zilele noastre îl putem întâlni la alte case de parfumerie. Deci, concluzie, un parfum care merită testat, un parfum uh, uh, cu vechime, un parfum care poate a dat inspirația altor parfumuri în acest gen, un parfum care miroase suficient de interesant, captivant, natural și nu dă senzația că ar fi un parfum bătrânesc, un parfum tipic secolului 18 din sitiul londonez. Deci, consider că e un parfum interesant și de dragul experienței olfactive, eu vă invit să-l testați dacă aveți ocazia. Am să închei recenzia aici. Aș fi curios dacă din întâmplare ați avut de-a face cu acest parfum sau opiniile voastre și acestea fiind spuse, am să închei recenzia aici și să ne auzim cu bine data viitoare. Numai bine vă doresc!